Klaus Iohannis a reacționat la situația alarmantă generată de pesta porcină în România. Președintele a criticat dur modul defectuos în care a fost gestionată criza și a cerut luarea unor măsuri imediate. Starea de fapt actuală arată că guvernul este incapabil să gestioneze situația pestei porcine africane, care are consecințe foarte grave pentru economia românească. La fel de grav este și faptul că autoritățile responsabile nu au informat producătorii și populația la timp și eficient cu privire la riscurile majore ale răspândirii virusului pestei porcine africane. Prinsă în lupta cu justiția pentru a obține subordonarea acesteia, guvernarea PSD a uitat să se lupte cu pesta porcină africană, cel mai grav flagel cu care s-a confruntat zootehnia românească până în prezent, a transmis președintele României, care acuză guvernul că, în ciuda avertizmentelor primite de la Comisia Europeană, nu au fost luate toate măsurile prevăzute pentru prevenirea pestei porcine. De săptămâni bune, autoritățile își demonstrează incompetența în a stopa acest dezastru și par să urmărească de pe margine cum acest virus se răspândește, fără să vedem și măsuri adecvate, ferme și eficiente de aducere sub control a situației. A mai spus președintele, care a cerut ca toți cei responsabili de starea actuală să fie sancționați. Virusul pestei porcine a afectat până acum 11 județe, unde au fost confirmate peste 700 de focare. Peste 350.000 de porci au fost uciși până acum, iar doar în Tulcea și Brăila, peste 700 de persoane și-au pierdut locul de muncă. Cea mai gravă situație e înregistrată la cea mai mare fermă de suine din România, în Brăila, unde peste 150.000 de porci au fost uciși și 600 de persoane și-au pierdut locurile de muncă. Pagubele financiare înregistrate până acum se ridică la zeci de milioane de euro.